Locomotiva unui tren a izbucnit în flăcări în timp ce se afla pe calea ferată. Pentru stingerea incendiului a fost nevoie de intervenția mai multor echipaje de pompieri. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unui conductor electric defect. Incendiul s-a produs în cursul zilei de sâmbătă în localitatea Șimian. Locomotiva care a fost cuprinsă de flăcări aparținea unui tren de marfă care se afla pe o cale ferată neelectrificată. Pentru lichidarea incendiului, mai multe echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit de urgență la fața locului. În cursul zilei de sâmbătă, echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la locomotiva unui tren de marfă aflat pe o linie de cale ferată neelectrificată în localitatea Șimian. Pompierii militari au lichidat imediat incendiu, care s-a manifestat mocnit în compartimentul acumulatorilor. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de efectul termic produs de un conductor electric defect.